toată lumea îl iubea. Și un șurub, dacă îl găsea pe drum, se ducea, uite, vlaicule, Aurele, am găsit ăsta. Și el toatele, și din tot ce făcea, el și-a făcut un megafon, bicicletă. În 1913, Aurel Vlaicu visa nu doar să zboare, ci și la o familie, urma să se căsătorească. I-a găsit inelul lui după 3 luni, pe locul unde a căzut. Iar Aurel Vlaicu nu ar fi murit nici din cauza vântului puternic, nici din cauza vreunui atac de cord. Familia știe că a fost sabotat. Avionul a căzut din pricina prințului Bibescu. Era un concurs în Franța. Vlaicu a trecut prin Bănești, logotnica lui locuia în Bănești. Și pe urmă trebuia să urce Carpații și să plece. Iar prințul Bibescu a pus pe cineva care i-a pilit cablul de rezistență. Și când el a forțat ca să treacă munții, s-a rupt și a căzut. În final a venit acest om care a pilit, probabil că avea pe conștiință și își cerea iertare. Maria Osain, doamna Mimi, cum îi place să se prezinte, este nepoata lui Aurel Vlaicu și are multe de povestit. Despre reușite, dar mai ales despre chinul de a fi urmașa marelui inventator. Comuniștii au pedepsit familia pentru că a avut avion personal. Am suferit foarte mult. În primul rând, tatăl meu a făcut pușcărie. Chiar și eu am fost 12 ore bătută. Când am ajuns acasă, mi-a deschis mama și zice, pe cine căutați? Eram umflată de bătaie. Nu m-a recunoscut mama. Suferă și acum că nu a putut să recupereze măcar o parte din moștenirea familiei Vlaicu. A câștigat în instanță terenuri, o pădure, parte din palatul Bruckenthal din Avrig, dar nu i s-a retrocedat mare lucru. Partea bună că i-am iubit și nu-i uităm. Și acum, la prin lumânări și la biserică. Doamna Mimi a rămas cu puțin. Fotografii, icoanele aduse de Aurel Vlaicu de la Viena, amintiri și mai ales cu iubirea pentru familia ei. Amintiri frumoase, triste, dar și de preț.